Cauciucurile de iarnă pot elibera particule periculoase care pot cauza boli de corazon. Am spus corazon din respect pentru casnicele țării care renunță la câte un episod din telenovele ca să se uite la cenzurat. Revenind la studiu, așa a descoperit o echipă de cercetători din Suedia. Chiar și așa, este mult mai periculos să nu folosești cauciucurile. Președintele Traian Băsescu a declarat că următorul proiect de țară pentru România este întregirea țării, adică unirea cu Republica Moldova. Și știi cum văd eu unirea asta cu Basarabia? Nu. E ca și cum ar trebui să te culci cu cea mai urâtă fată din clasă, dar o faci numai pentru că ți-e verișoară. Presupun că nu sunt foarte mulți cei care militează pentru unirea asta. Nu foarte mulți spre o singură persoană care scrie peste tot prin țară Basarabia e România, că e același scris peste tot. Mă, să unești Basarabia cu România e ca și cum ai pune încă 3 linguri de oțet într-o ciorbă, mă. Deja stricată. E ca și cum ai uni județul Vaslui cu județul Teleorman. Într-un singur județ. Bomba perfectă. Un bărbat din comuna Călărășeană, Modelu, a protestat în fața unei bănci cu un coșciug în care se afla un mort. Acesta era pe semne nemulțumit că cei de la bancă nu îi dădeau economiile decedatului. Așa că... În momentul de față l-am adus la bancă, să-l înmormânteze banca. Da, se pare că atunci când ai divergențe cu bancherii, e mai ieftin să închiriezi un mort decât un avocat. Eu am auzit de bănci care se te îngroape cu creditele lor. Bun, am auzit bănci care îți bagă mortul în casă cu niște clauze ascunse. Dar de așa ceva pe cuvânt că n-am auzit. Să bași tu mortul în ei. M-au zis să bași în ei, în contractele lor și în toți consilierii. Să bați pe la uși nu-i ușor. Să fii respins și să revii e dovadă de tenacitate și de tărie de caracter. Până și regele invențiilor a trecut prin așa ceva. În episodul de azi aflăm cum vorba aia a fost dat afară pe ușă și a intrat pe geam la partidele care ar fi trebuit să se lase conduse de el. Am apelat la mai multe partide, dar toți zbolunți, toți umblă după averi, după chișmișmașuri, după afaceri, niciunul nu caută cu adevărat să rezolve problema țării. Nu mă piedică nimeni, numai n-au urechi de auzit. Am fost și la Patriar, am fost și la Traian Băsescu, am fost și la Adrian Năstase, am fost și la Petre Roman și am fost și la Stolojan, am scris și la Ponta și nimeni nu mi-a dat niciun răspuns că sunt un câine din satul mare, nu? Dar am recipisa care mi-a dat acolo că am fost la ei și am lăsat în scris că vreau să ajut țara. Eu sunt un foarte mare inventator și vreau să vin cu idei ca să dezvoltăm țara. Am luptat în așa fel, am zis că merg, nu fac eu partid, că nici așa n-am bani. Vorbesc cu un partid, am fost la Țărăniști și aici am avut vedenie și mai multe treburi. Am fost la toate partidele posibile, am fost la Dan Diaconescu, marele binefăcător care vrea să facă lumea. Am fost la Petre Roman, am fost la Gigi Becali și am scris și acolo că eu sunt un mare inventator și vreau să dezvoltăm țara ca Occidentul, ca Japonia, ca toate țările. Nu mi-a dat nimeni niciun răspuns. Râsul câinelor, râsul lumii. Nu mi-a dat niciun răspuns nimeni. Adică dacă au văzut că nu am un scris, nu știu ce fel de scris, că scriu așa destul de modest, ca un om care a scris până la 8 clase. Și atunci numai băr, 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 băr. Dar nu se poate scrie că în școli nu te lasă să scrii ceva, că se grăbesc profesorii în clasele primare, ca de exemplu, când ți se formează scrisul. Trebuie să predai lecția aia cât de încet, ca să aibă timp copilul ăla ca să-și formeze literele și cu în 4-5 ani de zile de scris frumos, începe să iei și viteza și după aia va scrie frumos. Și atunci, dacă acum eu am avut neșansa asta ca să trăiesc în lumea aia grăbită, nu știu unde se grăbeau profesorii, numai dictau acolo băr, 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 și apoi să scrie acolo rapid, nu știu ce pe acolo, și apoi eu am trebuit să scriu, că numai pe jumătate am scris cuvintele. Și apoi m-am obișnuit să scriu așa, mai acombacum. Și acum, dacă scriu o scris, nu întotdeauna am eu răbdare să scriu, sau n-am posibilitate să scriu foarte, foarte frumos. Și literele ale echilibrate. Și dacă vede că nu scrie așa frumos, probabil că am eu tensiune arterială, probabil, și sunt mai cu temperament, nu scriu așa frumos. Mi-e greu să scriu frumos, probabil, din cauza temperamentului eului. Da, nu că contează, sigur, că eu gândesc. Mare nebunie! O nebunie! A mai fost săptămâna trecută cu vizita chinezilor în România.
S-a bucurat toată lumea la ei, de parcă din avionul ăla ar fi coborât un pluton de moș Crăciuni, cu sacoșele pline de moaște de mozolit, reduceri de luat, zile libere, bilete la loto și, evident, tigăi. Ca în 90, când se primeau ajutoare din Germania. Noi, oameni mai inteligenți decât majoritatea, nu ne-am lăsat păcăliți. Și știți de ce? Păi cum să avem noi încredere în niște oameni care la ei în țară au început să confiște grătarele populației pe motiv că poluează? De chinezii a făcut cu dosul căldealea că zice că poluează, că nu ai voie să faci grătare și astea. Faci grătare! Pe față, bă! Că da, natural tot, că poluează. Da, poluează carne naturală pe grătare. Pui un mic, carne de porc, carne de pui, nu carne de șaurmă să fie cu ei. Frățică, da, animalele nu se fuge una după alta, adică se vânează și crezi că mănâncă tot? Să cunoască, păi, nu, bă, că să nu mă pe jos și ele, bă, de la... Să nu mai asculti muzică, bine, pot vreau să auzi. Dar ce, bă, ți-ți plac ăștia păsările cum cântă? Natural, păi și ce? Cântă, păi și normal și... că și mașina când păi cântă, da, natural. Păi am făcut referat să nu cânte prin vighetoară. Cât să nu mai spală astea ce? Mașina în râu. În râu, în râu. Adică ce, bă, frate? Că poluează, sunteți poluați. Păi ce e poluează, mă? Că dar aia până vine la robinet, aia, bă, trece prin ta fel de c***. Detergentul ăla disinfectează, cum poluează mâncața. Da. Dar să știi că eu, păi eu spun, frății, că eu nu fac baie unde n-am spălat întâi mașina să fie dezinfectat. Sunt infectat tot. Bineînțeles. Duce peștele la o parte.